Pentru astăzi avem o rețetă de macrou în sos de roșii. Pentru aceasta avem nevoie de 2 pești, ulei de măsline, suc de tomate, sare, piper, frunză de dafin și usturoi. Să punem în ulei de măsline puțin să călim sucul de tomate. După care vom adăuga 150 ml de apă. Peștele a fost un pic pus pe grătar, dar puteți să-l puneți și crud. Acum vom pune frunza de dafin, sare, piper după gust, după care vom adăuga peștele și îl vom pune la foc foarte mic, sub capac, câteva minuțele. Pentru că el este gata, nu avem nevoie de prea mult timp. Este o rețetă foarte gustoasă, este favorita mea. Eu o ador foarte mult. Vă doresc poftă bună și nu uitați că am un canal de YouTube. Vă rog mult să-mi dați o urmărire. Mulțumesc!